Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip din Scram Mecanic. Îmi lăguie jucutele, o chestie pe care am făcut-o. Iar am stat treaz toată noaptea, n-am avut net și n-am avut ce să fac. Și am avut o chestie super șmecheră, mi-a ieșit din greșeală, dar mi-a ieșit. Și înainte de toate v-aș ruga să apăsați butonul de like. Chiar m-ar încuraja într-un fel. La episodul cu muzicuța aia s-au strâns 3000 și ceva de like-uri, așa că am mai făcut una mai șmecheră, iar am mai stat o noapte, dar nu-i problemă. Bun, deci la asta am stat per total 2 ore să o fac. Probabil auziți niște motoare continuu, deoarece e mai complicat, nu știu cum să explic, n-am dormit deloc, observați după fața mea, ok? Și în același timp sunt și fericit că am obținut chestia aia. Bun, și să-i dăm bice. Tun tun tun. E o mașină. Tun 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 tun. Uite-o, tată. Băi, deci dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Este Ditai mașina de off-road și cred că este cel mai frumos proiect al meu și cea mai ok mașină care merge smooth, adică nu te aruncă, nu nimic, este foarte ok. Și dacă vă întrebați de ce se aud motoare, e bine, în primul rând, de la astea. Ok, am scos sunt ăsta. Mi-am făcut și garajul, una alta, l-am făcut să fie ok, a garaj, mi-am mărit aici, mi-am pus ziduri, am mai știut chestii de pe mapă, ăsta e spoiler în caz de vreau să-i pun spoiler, mi-am pus și o ușiță, adică am avut ce să fac, astea le-am făcut acum cât am avut net, dar când am început mașina nu aveam net, nu aveam ce să fac, era ora 4 și 4 noaptea sau dimineața, nu știu exact. Și nu avem ce să fac, frate. Și am zis, bă, hai să mă apuc de ceva. Inițial vreau să fac o motocicletă mare ca lumea. Și am zis, bă, da, hai, dacă fac eu o mașină. Bun. O să vă explic. Nu o să înțelegeți din prima. Dar și eu am stat puțin și m-am gândit, bă, cum am făcut-o? Cum merge? Dar este foarte... Nu e foarte ușor, e complicat. Da. Adică cel puțin pentru cum ar fi Andrei. e foarte complicat. O scot acolo ca să n-am lag. Și o chestie nu pot să ieși din ea normal, nu știu, trebuie să mă gândesc la un fel de sistem să fac și mi-am mărit garajul, așa că nu încăpea mașina. Era prea mare. Și bun, stați așa. Bam, bam, bam. Astea de obicei le dau jos ca să pot să intru în garaj, că e fix mașina e fix cât intrarea, bine, ea merge lăsată într-un fel sau altul. Mașina asta are cele mai bune suspensii făcute vreodată de mine. Și o să mă faceți nebun deoarece nu vedeți nicio suspensie. Ei bine, e o suspensie făcută din motoare, făcută pe bază de rotații. Da, mașina asta se susține pe baza de rotațiile care sunt extrem, extrem de rapide. Dacă vă uitați, ați spune că se mișcă foarte încet. Corect? Se vede că se mișcă foarte încet. De fapt, se mișcă atât de rapid încât ele se văd că se mișcă încet. Și pe față se mișcă foarte rapid. Mai rapid se mișcă pe față. Aici zici că stau pe loc. Asta ce se mai mișcă. Deci, asta se mișcă cu o viteză de... Câteodată mă mai buguiam și cădeam pe alea și m-a aruncat de naiba mă lua. Și o să întrebați ce se întâmplă dacă eu dezactivez aia. Păi foarte simplu. Am aici un butonaș conectat la motoare și dacă am dezactivat, gata, s-a oprit. Nu se mai rotește absolut nimic și dacă observați, greutatea începe să lase mașina. E friguț, fuck. Bun. Și cam asta se întâmplă cu ea. Bine, acum partea de design vă explic după. Și o să vreau să facem și un mic test cu mașina asta, să vedeți exact ce funcționează, că e cea mai bună mașină de off-road pe care eu am făcut-o și care cred că o să fac eu vreodată, de fapt. Cred că o să fac una mai mișto. Nu știu, mă mai gândesc. Deci cam așa arată dacă sunt motoarele alea pornite. Vedeți, n-are nicio suspensie, pur și simplu. Aici are un motor pus la capetele de pe spate, adică se învârtă tubul ăla și la fel și pe față, același sistem, tuburi care se învârtă cu o viteză extrem de mare. Curbele care știți normal, accelerare față-spate, de fapt tracțiune față-spate și o să observați probabil de astea MOV pe aici. Ei bine, astea sunt de aspect, puteți să le puneți, puteți să nu le puneți dacă o iau pe cric
și o pun așa, așa arată și setate alea acolo. Sunt mai multe de astea setate. Asta aici, uitați, sunt 10 de alea, care unele n-au nimica, dar sunt setate direct acolo ca să nu mai apăs eu butoane. Ce îmi place foarte mult aici, cum s-a îmbinat, uite, m-am băgăit. Perfect. Cum sunt îmbinate la spate acolo, dacă observați voi aici, zici că sunt lipite, de fapt nu, asta e o parte separată de partea de jos și arată destul de șmecher, arată ca un buggy de la, sau cum se numește el. Bun. Și acum dacă o să intru eu în ea și voi apăsa, adică, auziți doar, se aude doar motorul al ei, nu? Nu e tura, nu e nimic. O să dăm noi puțin așa ca să se audă bine. Și acum dacă vom porni, deja auzi niște motoare care sunt la turație maximă. Sunt motoare mecanice. De ce? Pentru că, de fapt, de ce am ales prima oară cele mecanice și n-am pus electrice? Puteți să întrebați. N-am ales electricele deoarece alea se țin mereu la o putere constantă. Corect? Corect. Și astea mecanice care sunt pe combustibil, de exemplu, nu știu, ca și la o mașină, dacă urci un deal, scad turațiile, corect? Și mașina merge mai încet și trebuie să o accelerezi ca să menții turațiile. Adică, eu dacă încep să mă urc pe o piatră, o să fie, să zic, mai multă ce? Mai multă sarcină supusă pe partea unde e roata, de exemplu, și o să scadă turațiile și se duce roata în sus, să zic așa. Bine, nu știu, asta e o explicație infantilă de-a mea, pentru că nu pot să explic că n-am dormit, cred că, de 20 și ceva de ore. Ok, scuzați-mă. Bun, acum hai să facem și un test. Am puțin lăguț că e mapa pe care fac eu chestiile. Oricum o să o golesc. Și o să vreau să vedeți exact cum funcționează suspensiile. Pot să cobor cam orice. Ah, nu v-am explicat ce sunt cu roțile astea, probabil. Da, oricum, designul nu e cine știe ce. Deci, uitați. Și ele se lasă. Au un anumit spațiu în care ele au voie să se lase. Ăla l-am setat eu. Da, și chestia asta ca să nu-mi dea mașina înapoi. Stați așa ca să cobor. Bravo, Marin, că bagă de pe aici. Dar nu-i bai. Că pentru asta am făcut mașina. Deci, pe bune, mașina asta e făcută să mergi pe pietre cu ea, nu pe drum normal. Bine, că te răstorn după. E cu tot. Ba nu, e fete. N-aș putea să. Nu, nu pot. Lasă. Așa. Să vă explic eu acum. Locul ăsta aici e cât să-i permită fiecare roți să se ducă. E suspensie independentă pe fiecare roată, la fel și în față. Și roțile de pe mijloc, o să vă întrebați ce sunt cu roțile de pe mijloc. Merg, da, merg la putere maximă. Adică mai rapid decât astea sunt la câteva liniuțe. Ca să nu creeze diferite probleme, să se lase pe spate sau mai știu ce. Și astea merg la putere maximă, adică ea când atinge cu partea asta, adică o să atingă cu roțile, nu mai rămâne blocată cum pățeam în alte jocuri. De exemplu, urcam un munte și mașina stătea exact pe mijloc și nu se mai mișca, nu mai atingea cu roțile. Așa că astea merg la putere maximă și o să împingă mașina în față și îmi place cum una merge în spate. Chiar mă întrebam de ce nu merg corespunzător, că mai îmi făcea viță câteodată. Bun, și sunt setate să meargă în față, un sistem destul ok, le-am ridicat puțin deoarece nu voiam să fie sus. Și cam așa arată mașina pe care eu am făcut-o. Hai să ridicăm asta înapoi. Sunt nivele la suspensie. Acum e de obicei, eu o țin pe asta de pietre. Tren foarte accidentat e acum. De drum lung și accidentat cât de cât, o să o punem imediat. Adică o să trebuiască o să o pun puțin mai rigidă pe spate. Deoarece, repet, e făcută pentru pietre și locuri de genul. Uite, așa. Și ok, bun. O să mergem pe partea asta. Știți că aveam probleme. Formula 1 nu are suspensie, niciun tip de suspensie. Ați văzut cum mi-o arunca. Și știți foarte bine, cei care vă uitați de ceva timp la seria asta, nu numai la mine, dacă prinzi viteză pe pământ sau pe orice altceva, îți aruncă roțile de spate, corect? Și îți aruncă mașina.
Adică mi-aruncă de spate, mi-o tot ridică și mult. Ei bine, cu suspensiile astea nu am mai întâlnit problema asta. Și chiar și cu suspensiile normale din joc, oferite de cele din joc, tot aveam aceeași problemă. Bun, acum o să ridic eu puțin astea. Dacă observați, s-au ridicat sau pot să le las foarte moi, dar nu recomand. Bine, e puțin mai complicat, dar dacă v-ați prins prima oară, după puteți să faceți tot ce vreți voi în jocul ăsta. Bun, și hai să începem. Dar nu știu dacă chiar e bine că am dat-o rigidă. O las. Deci cam așa merge pe pământ. Observați, când dă să arunce roata. Nu, mai scad puțin. Nu-i nevoie. Ok, mai scad eu puțin aici. Da, ați observat, s-a mai lăsat. Nu mai are atâta forță. Deci îmi aruncă roata, pur și simplu nu mai îmi aruncă mașina și este mult mai smooth. Adică observați cum fac roțile, corect? Deci și fața. Și spatele. Și first person-ul parcă e așa, e foarte, foarte smooth. Adică nu te bălângăne totul și cum era înainte, știți foarte bine. Bine, tot te bălângăne, dar nu cum era înainte, frate. Adică înainte nu puteai să conduci. Până acum cred că eram răsturnat de 5 ori cu o mașină cu suspensiile normale sau ale din joc, off-road-urile sau sport, depinde. Fără suspensii nu avem șanse pe aici. Și evită, fuck. Deci oricum mi se pare cea mai șmecheră mașină. Uite, vedeți, ea stă puțin așa lăsată de asta. Da, la viteză mare se pare că trebuie puțin mai rigidă. Bine, e pe moduri, ăsta e modul de, v-am zis, viteză și teren cât de cât accidentat, cum e ăsta, off-road, și cealaltă e de urcări sau coborări pe pietre, adică cum am coborât noi până acum, cam așa e. Da, spun mapa cu pista, e mapa cu alea, deci e foarte șmecheră cum merge, îmi place foarte mult. Voi nu prea aveți cum să vă dați seama dacă merge bine sau nu, doar ce vă zic eu și ce vedeți pe aici, dar nu aveți voi cum să vă spuneți. Oh yeah, bitch! Oricum, e foarte, foarte, foarte tare. Și dacă vă place și dacă apreciați ce am făcut eu, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vă mulțumesc încă o dată pentru absolut tot. Bine, lagul e... de înțeles că, adică o mașinărie ca asta totuși are multe chestii, chiar dacă nu pare că are multe chestii, are multe chestii. Și m-am plimbat așa toată mapa. Uite, a venit un infractor pe aici. Bă, dar am și partajarea, bă, șobolane. Șobolane, am închis partajarea. Oh, dems, FPS, gata, smooth, cât de cât. Uite, pe aici e calumea. Fii atent, aici e bună. Mă, ăla-i noroi? Nu. Deci aici vedeți cum ar merge. Se poate controla foarte ușor pe astea. Uite, a sărit roata în față. Lol, pe creaca aia. Deci, oricum e foarte, foarte tare. Și eu am rămas puțin uimit de rezultat. Și m-am gândit cât de multe poți să faci în acest joc. Adică nu te oprește absolut nimic. Nimic. Decât PC-ul, probabil că o să ai lag. Și pe mapa mea, cred că dacă ia cineva cu un i3 mapa mea sau mai știu eu, cred că e bubuie, naiba. Da, nu e foarte bună la urcat chestii de genul. Și mi-a modificat și telecabina. Stai, o las ca să nu mai facă zgomotul. Da, și am dat jos. Și i-am lăsat suspensiile ca să nu facă zgomotul. Bun, și aici mi-am modificat eu telecabina mea, frumos. Un alt proiect care... Asta am făcut-o când nu știam să fac chestii în Scrap Mechanic. Faza e că știu să fac, dar mi-e lene. Da. Bine, și mă duce până acolo, n-are rost să plec cu ea. Doar am modificat-o, i-am pus geamuri să fie frumoasă, culoare. Avem aici un radio. Pardon. Băi, am uitat să vă zic, KitKat, trecut Paște fericit.
Am zis pe film. După 2 ani am venit și mai adică, pa, ești fericit. Bun. Deci este foarte ok și ca să vă demonstrez cât de bine merge suspensia asta. Vedeți aici că e, vine muntele ăsta așa, e bine, o să merg cu jumătate de mașină pe el. Ca să vedeți exact cât se... Stai așa să dai, să-i dau suspensia. Așa. Gata. Bun, fiți atenți. Deci până acum e totul normal, 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 normal. Și auto ia, cum se dă? Prici, auto. Deci se pune exact după cum e trenul. Băi, eu cred că primul motor e la maxim, nu? Nu. Se ridică? Nu, nu se ridică. E foarte moale, înseamnă. Gata. Da, deci oricum e super și mega observație independentă toată. Bine, voiam eu să-mi fac o chestie, dar n-aveam destul timp și nici nu prea mai am răbdare acum, surb de somn, dacă mă crede, dacă nu, bine. Hai să o băgăm înapoi în garaj și o voi lăsa acolo. Oricum, mi-am făcut și garajul. Oricum, jocul ăsta e super epic. Și da, nu încape așa dacă observați. Adică nu încape de farurile alea, de asta... I-am pus butonașul ăsta, pe care vi l-am arătat la început. Și o să o las jos de tot. Și ridic și asta. Și cam așa arată mașinuța noastră. E cel mai frumos proiect de-al meu ca mașină. Sper că vă place și vouă. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă lăsați părerea despre ea și vă rog... Să-i dați o notă pe partea de off-road. Cum se descurcă ea pe teren de genul. Ați văzut, am coborât și o piatră. Două, cred. Am mers și cu viteză, am luat-o și pe aici pe munte. Deci ați cam văzut cum e faza cu ea. Bun, astea sunt semne gen cât ține ușa garajului. L-am unit, am spart, am făcut. Aici mi-am făcut și o ușiță, frumos de geam. Și aici niște geamuri și sus geam. Și ce îmi place, are un anumit efect, se vede și la lumina, vedeți? E destul de smooth. Și aici mi-am pus diferite chestii. Am și plante, fiți atenți, am plante aici. Aha, frumos, frumos. Și astea sunt chei. De obicei, ce al lui chei. Na. În fine, bun, eu vă las aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!